Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o nouă citire pentru cei născuți în zodia Capricornului pentru februarie 2019. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la acest canal, care mi-acordați această încredere și tuturor celor care mă susțineți cu gânduri și cuvinte frumoase. Dar, în afară de aceste mulțumiri, aș vrea să vă aduc aminte că nu este cazul să puneți presiune pe mine, să-mi spuneți ce zodie să fac și ce zodie să urgentez. Știu foarte bine care sunt cele 12 zodii, studiez astrologia de 20 de ani, probabil că o să am și articole referitoare la astrologie. Deci, vă rog frumos, nu puneți presiune emoțională pe mine, pentru că asta vă poate influența citirea într-un mod negativ sau poate că în alte condiții de relaxare aș fi putea să mă conectez altfel la energia voastră. Țineți cont că sunt doar un om, nu sunt un program pe care apăsați și va apare citirea, etalarea pe care o doriți să o ascultați. În cazul în care acest canal nu a prezentat anumite zodii, vă puteți duce la orice alt cititor în tarot, în cărți, da, să vă găsiți răspunsurile. Dacă nu am reușit să vi le dau, înseamnă că am avut niște motive. În primul rând, niște motive de sănătate. Vă rog frumos să înțelegeți că există și o altă viață afară de aceste cărți. Noi nu suntem 24 din 24 la dispoziția unora. Da. Acum să mai amestec încă un pic, deși cărțile au fost amestecate pentru cei născuți în zodia Capricornului, sau mai exact cu Soare, Lună, Ascendent sau Venus în zodia Capricornului. Văd că deja a apărut o carte, este vorba de Hermit, da? Poate relaționați cu cineva născut în zodia Fecioare sau pur și simplu sunteți într-o perioadă de singurătate în care aveți nevoie să vă răspundeți la niște întrebări foarte importante de viață, spiritualitate, credință. Hermit, o energie foarte frumoasă. Deja văd și diavolul, poate ați avut o relație toxică cu cineva, poate aveți o dependență față de cineva, față de un job, față de ceva anume. Ok, acum hai să tai și cărțile. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn pentru februarie 2019. Luna sau ceea ce simțiți, turnul. Cum gândiți, regele de spade sau mercurul dumneavoastră? Cum acționați, nebunul? De ce vă este frică? De, eu, de numai arcane majore, de faeton. Ce vă doriți? Puterea? Univers. Ce reușiți? 5 de băte. Conflicte. Deja văd că au fost câțiva care v-ați manifestat destul de conflictual. Partenerul, partenera. Lumea. 4 de cupe. 4 de săbii. Cavalerul de monede. 3 de cupe. 5 de monede. E a doua sau a treia citire în care apare această energie, 5 de monede, da, evident și 3 de cupe, dar mă frapează energia acestei cărți. Energia comună dintre voi? 7. Iar revin, deci s-a mai întâmplat la o anumită zodie, nu mai știu exact care, 7 de băte, energia comună dintre voi. Urmat de 9 de băte, de justiție, de roata norocului, poate așteptați o schimbare în relația voastră sau în viața voastră, o schimbare care să vă aducă justiția, să vă aducă dreptatea, pentru că se pare că o parte dintre voi ați trecut prin foarte multe experiențe neplăcute, încercați să să vă mențineți poziția, încercați să vă luptați cu cei din jurul vostru care vă pun eventual o preliște într-o situație, dar Capricornul este cunoscut ca fiind o persoană foarte încăpățânată. Oricum, repet, aceasta e energia comună dintre voi doi. Că se manifestă mai mult la voi, că se manifestă la partenerul vostru, rămâne de văzut. Este o energie defensivă, poate
Încă n-am citit cărțile, poate vă luptați pentru această relație sau poate vă luptați să vă mențineți o situație anume în relație. Luna voastră, în lună, în inimă, aveți turnul. Ceva s-a prăbușit în voi. Poate o veste neașteptată vă dă peste cap perioada următoare și vă transformă emoțional într-o direcție pe care nici voi nu o știți, care ar putea fi. Turnul, din punctul meu de vedere, este Uranus, este casa 8-a, vine ca un trăsne, după cum vedeți. Ceva. Poate auziți despre cineva care a căzut. Poate auziți despre cineva care s-a despărțit și această veste vă dă peste cap emoțional. Asta în cazul în care, într-adevăr, simțiți că relația voastră cu cel apropiat, cea apropiată, este într-o perioadă de separare sau de reconstrucție. Zic separare pentru că și ei au 5 de monede, ceea ce înseamnă lipsă de comunicare, separare. Și mai sunt și alte cărți. În fine, să mergem în continuare. Mercurul vostru, da, sau cum gândiți, la ce vă gândiți, sau cum vă exprimați. Regele de spade. Poate unii dintre voi, pentru că aveți această energie uraniană, să vă gândiți la un vărsător, mai mult sau mai puțin, sau la cineva născut în semn de aer, gemeni sau Libra. Însă, trecând peste zodii, cred că vă gândiți ori la cineva care reprezintă această autoritate intelectuală fantastică. Este o persoană care își exprimă adevărul, principiile, valorile, care este gata să și le susțină, după cum vedeți, are sabia în sus, este gata să se exprime corect și just. În cazul în care nu este o persoană anume la care vă gândiți, vreți să vă manifestați în această energie. În curând, de fapt, cred că deja suntem în zodia Vărsătorului, da? Poate nu întâmplător, poate aveți Mercur în semnul vărsătorului sau într-un semn de aer, sau pur și simplu energia acestei zodii vă inspiră intelectual și în felul în care vă raportați la cei din jurul vostru. Poate să păreți un pic mai dur, un pic mai rece, dar important este că încercați. Măcar încercați, poate unii și reușiți, să fiți corecți, corecte. Cum vă manifestați în public sau în relația cu această persoană? Acesta poate să fie marcele vostru sau casa 10. Este nebunul. Este un punct de cotitură în viața voastră. Simt că după această separare, după această despărțire, după acest trăsnet, da? Vă comportați oarecum haotic. Nebunul are multe înțelesuri. Dar în acest context, simt că emoțional va da peste cap o veste, o situație, povestea voastră cu cel apropiat, eventual, sunt multe posibilități, le alegeți pe care vi se potrivesc. Și această veste, acest turn, este foarte evident ce poate să exprime, da? Vă face să vă manifestați oarecum haotic. Nebunul chiar e nebun uneori, alteori are o mare încredere și chiar Dumnezeu îl ajută. Poate simțiți nevoia să o luați de la zero într-o privință, că emoțională, profesională, intelectuală, știți mai bine în ce direcție, dar trebuie să analizați bine, bine calea pe care vreți să o urmați. Poate acest rege de spade, dacă nu sunteți voi, cu această energie tumultoasă în inimă și cu acest nebun în casa 10-a și în martele vostru,
Este foarte posibil ca regele de spade să fie altcineva cu care corespundați, cu care discutați și care să vă sfătuiască de bine, să vă ajute să vă analizați pașii și să vă creați un plan, pentru că nebunul de obicei pornește la drum fără să-și facă niciun plan de călătorie. Nu este cazul. Nu este cazul. De ce vă este frică? De faeton, o altă carte care exprimă mișcarea, de este o mișcare gândită, este o mișcare coordonată și care are un anumit țel, pe când nebunul nu are decât dorința de a pleca, de a își găsi eventual un ideal. Poate că nu vă puteți mobiliza așa cum v-ați dori și tocmai din acest motiv aveți nebunul în casa 10-a sau în felul în care acționați. Sunteți un pic haotic datorită, repet, acestei situații, acestui turn, acestei separări, rupturi, ce poate să fie ea. Poate e vestea despre cineva care a pățit o situație neplăcută, da? Nu e musai să fiți dumneavoastră, repet. Și nu vă puteți mobiliza. V-ați duce să vizitați persoana respectivă, dacă e o persoană, v-ați duce, ați vrea să o vizitați, da? Dar nu puteți, e în poziția fricii, a obstacolelor, ceva nu vă permite. Poate acest rege de spade, poate sunteți în armată, e un ofițer care nu vă dă permisie, da? Sunt multe variante, încercați să le luați cele care vi se potrivesc. Ce vă doriți? Vă doriți să aveți puterea să treceți și prin situația asta. Dar după cum vedeți, puterea este în poziție inversă. Cred că undeva aveți niște impulsuri pe care vă este foarte greu să le controlați. Normal, în poziția aceasta, femeia reușește să controleze leul, da, impulsurile. Evident, logic, invers, nu reușiți tocmai bine să vă controlați tendințele. Deci nu vă găsiți echilibru și este evident, deci cărțile, după cum vedeți în această etalare, sunt foarte, se coordonează foarte bine, da? Nu vă găsiți echilibru, nu vă găsiți puterea, autoritatea, poate chiar nu vă puteți conecta la intuiția voastră, da? Și din acest motiv acționați oarecum ca un nebun, ca o nebună, oarecum haotic. Ca și outcome, da? Ceea ce reușiți pentru februarie, aveți 5 de bâte. Este o energie de foc, da? O persoană născută în semnul leului, al berbecului sau al săgetătorului. Aveți aici iar semnul leului. Dar revin, nu ne fixăm pe zodii, ne încercăm să descriem energia. Este o energie foarte combativă. Probabil că până la sfârșitul lunii vă adunați energia. Poate reușiți chiar să întoarceți această carte în poziția ei naturală și normală și să vă temperați impulsurile, pentru că aceasta e o energie marțiană de foc, da? E o energie aptă să, foarte combativă, aptă să facă față concurenței și a bârfelor și a atacurilor și a celor care vin în fața dumneavoastră într-o postură oarecum agresivă. Ceea ce cred că oarecum e bine, având în vedere cărțile pe care v-au apărut în etalare. E bine că puteți să fiți combativ. Repet, dacă sunteți oarecum într-o circunstanță militară, poate că reușiți să vă dovediți combativitatea și... Dacă acesta este o persoană suspusă, un ofițer, un coordonator, este foarte posibil să vă aprecieze aceste calități în condițiile respective. Aș vrea, înainte să trec la partea a doua, mai este foarte puțin, aș vrea să văd dacă reușesc să... Găsesc o clarificare pentru turn. Este foarte, foarte ciudată energia. De fapt, toate energiile sunt
au misterul lor. Să nu uitați că aveți una, două, trei, patru arcane majore. Deci energia se întâmplă la nivel mai degrabă spiritual, dar și în fizic aveți destule, aveți două. A apărut o carte. Da. Șase de bâte.